Trecerile de pietoni din cadrul orașului Glodeni nu mai sunt vizibile, cu toate că starea vremii permite reînnoirea acestora, în acest sens încă nu s-a făcut nimic, iar lipsa lor creează probleme la trafic. Una din cauzele accidentelor grave este imprudența pietonilor care fie au traversat prin locuri nepermise, fie nu au respectat culoarea verde a semaforului. În orașul nostru însă situația este diferită. Trecerile pentru pietoni lipsesc, din care cauză oamenii nu se simt în siguranță. Ce părere aveți despre lipsa trecerii de pietoni? Lipsa zebrei. Dar trebuie să știi cum. Văd că este. Ori nu e vopsit acum, adică. Dumneavoastră o vedeți? Știu că trebuie să știi acolo. E rău, fiindcă de multe ori trebuie să stai și nu știi în care parte să o apuci. Ați avut cazuri când șoferii nu v-au permis să treceți? Nu, n-am avut cazuri. Fiindcă eu așa am chitit tot timpul să fie drumul liber când trec. Ce pericol reprezintă pentru pieton lipsa zebrei? Cred că poate să fie mai multe incidente, eu știu. Пешеходный. Она, если ездит, все равно машина не тормозят, боишься переходить. Ну, я думаю, это очень плохо, потому что и спросить не из кого. Опасно переходить этот переулок, как переход, вот эти очень опасные. Требуя автомобилистов с опряской, когда речь идет о пейтоне. Да, факт, я не ездит, мы вообще-то. Требуя вообще-то. Да че перегор, президент? Президент, просто все его аварии, просто они не в копии, бетрени трек. Nu-i bună treaba asta. E că nu se uită într-o parte în alta și se întâmplă fel de fel de. Cred că n-au resurse, dar sunt alocate resurse pentru chestia asta. Și ce pericol reprezintă pentru oameni? Cel mai rău pentru oameni. În afară de cei șoferi încalcă. Administrația locală vine cu promisiunea că în curând vor fi efectuate lucrări de vopsire a trecerilor de pietoni. Am dat comandă de vopsea timp de o săptămână. Ne costă litru 48 de lei, total suma 3750 de lei. O să fie alocate pentru vopseaua, pentru trecerile de pietoni. Vopseaua este comandată din Bulgaria, este de o calitate înaltă și o vopsea e luminescentă. Ca să avem posibilitate aceste treceri de pietoni să aibă o durată mai lungă de folosire. Săptămâna aceasta este posibil ca să fie vopsit sau nu? Noi depindem de comanda care ne aduce. Dacă ne aduce timp de o zi, două, să vopsite și treceri de pietoni. Și mai critică este situația în regiunea instituțiilor de învățământ din teritoriu. În acest sens, copiii nu mai sunt în siguranță în momentul când trec drumul. În spatele meu se află școala primară din orașul Glodeni. Din păcate, în această zonă nu există niciun semn de circulație care ar indica atenție copii sau o trecere de pietoni. Marina Lazar, Mihai Moldovanu, pentru știri.